De ce v-au chemat? Domnul Onea nu v-a spus de ce? Păi mi-a spus așa că mi-a face vreo 5 dosare, că, nu știu, se gândește dumnealui ce să mai inventeze cu doamna Socol. Știți bine că s-a supărat pe mine că am devoalat tot ce s-a întâmplat în urmărirea penală atunci când am fost arestată. Știți bine? La ce pot să mă aștept? Nu știu, habar n-am, să vedem ce vrea domnul Onea, nu? Cunoscută calitatea în care a fost chemată. Da, bineînțeles, suspect, vă dați seama, bănuiesc și în ce dosar. Nu, dosarul nu știu exact să vi-l spun, dar bănuiesc așa. Care are legătură cu ce anume? Ce credeți? Cu doamna Socol, a mai venit, știți că aici este un grup infracțional organizat. Doamna Socol, domnul Onea, încă vreo 2-3 când își aduce doamna Socol camarila și face niște denunțuri și s-au gândit ei așa frumos ieri să-mi sune copilul la școală și să-i spună că trebuie să vin în calitate de suspect la dumnealor astăzi. Haideți să vedem. Nu știu, doamnă, întrebați, asta e maniera în care fac dumnealor anchete. Mi-au sunat copilul la școală. Știți că pot să probez lucrul acesta și nu spun nicio minciună. V-a spus că vă cheamă în calitate de suspect, da? Nu este bănuiala dumneavoastră. Da, mi-au spus că este în calitate de suspect. De fapt, mi-a spus poliția, nu mi-au spus ei. Și la ce acuzație? N-am vrut să-mi spună. Dar bănuiesc. Știți că bănuiesc. E aici grup organizat cu doamna Socol. Haideți să vedem și vă spun când ies, da? Știți, da? O să vă povestesc.